Tată a intrat în casă și a văzut că copiii undeva jos au făcut un puzzle și s-a dus prin spatele lor, a băgat mâna, le-a furat o piesă și a ieșit afară. După 2 ore a venit copiii, tot se chinuia cu puzzle. Și a spus, mă copii, dar n-ați terminat. Și a zis, tată, ne lipsește o piesă. Atunci a băgat mâna în buzunar și a pus piesa pe tabloul ăla și a spus, acum tabloul este complet. De zice, vreau să învățați o lecție de viață, că niciodată un tablou nu este complet dacă lipsește o piesă. A trecut mai mulți ani și unul dintre băieți, când avea aproape 18 ani și urma să boteze, a venit într-o zi și a spus, tată, eu nu mai vreau ca să mai fiu pocăit, eu nu mai vreau să-i slujesc lui Dumnezeu. Toți colegii mei, prieteni de-ai mei pe care i-am prin școală, prin facultate, încep, zice, să se descurce singur și aș vrea să mă descurc singur. Și a spus, vreau să-ți demonstrez că eu mă pot descurca și fără Dumnezeu. Eu mă pot descurca și fără să-i aduc jertfe de mulțumire lui Dumnezeu. Și și-a luat o bocceluță și a plecat. Și a trecut un an, a trecut 2, 5, 10, n-a scris niciodată, nu l-a interesat absolut nimic de tatăl său. Și peste 10-15 ani, într-o zi, când mergea printr-un oraș îndepărtat, s-a întâlnit cu cineva de la el din localitate. Și a spus, măi, dar tu nu ești băiatul cu tare. Și a spus, ba da. Dar zice, de când ai vorbit cu tatăl tău? Păi nici nu mai mi-aduc aminte. Azi vreau să spun ceva. Tatăl tău este foarte bolnav. Este grav bolnav. A plecat băiatul, s-a dus acasă și când a intrat în casă a spus, ce prostie. Am aproape 15 ani de când am vorbit cu tată. De dacă tata o să moară? De dacă e prea târziu? S-a urcat în primul autocar și a fugit sute de kilometri cu autocarul prin noapte. Când a ajuns dimineața acasă, a intrat buzna în casă, nu l-a întrebat nimeni nimic. Unde-i tata? A zis, e la spital. A alergat la spital, a fugit, a urcat pe scări la spital, a intrat în spital, au început femeile să-l împingă, n-ai voie pe aici, n-ai voie pe aici, a zis, dai tata, dai tata, trebuie să-l văd, trebuie să-l văd. Și s-a dus undeva, unde un bătrân stătea cu niște aparate în nas și în mâini și abia mai piuia. Și s-a dus, a intrat acolo în cameră și s-a uitat și a spus, tati, tati, n-ai vrea ca să mai deschizi ochii. Și bătrânul se încăpățâna. A spus, tată, dar n-ai vrea măcar să mă strângi de mână? Tată, am fost atâta timp plecat. A zis, tati, te rog frumos, tată, fă ceva, fă ceva ca să simt că ești aici, fă ceva ca să simt că tu mă auzi, strânge-mă de mână, tati. S-a întors băiatul tău ca să completeze tablou. Și tată nu l-a mai strâns de mână. Știi ce? Să-L iubiți pe Hristos atâta vreme cât se poate. Va veni o vreme în care nu se mai poate face nimic. Va veni o vreme când vor fi puse pietrele alea grele de mormânt și vă spun sincer că mulți o să strâșnească dinții după aia și o să spună, nu ți-am adus laude de mulțumire, nu ți-am adus viața mea, nu ți-am pus-o la dispoziție. Va veni o vreme când tot ceea ce n-am făcut aici așa de amarnic o să regretăm. Avem partea asta de a aduce lui Dumnezeu jertfă de recunoștință, de mulțumire. Avem pentru ce să-i mulțumim, da? Avem sau nu avem? Să fiți mulțumitori, pentru că altfel jertfa nu este plăcută.